Apariții vedetelor sunt mereu impecabile, de la modul în care își poartă ținutele până la felul în care se machiază sau își îngrijesc pielea. La un eveniment dedicat frumuseții ne-au împărtășit secretele lor. Că iarna am mai multă grijă de pielea mea, pentru că se deshidratează mai ușor, se usucă și nu am o senzație foarte plăcută. Produsele pe care le găsim astăzi seara aici sunt unele dintre preferatele mele de când au venit în România, pentru că reacționează foarte bine pielea mea la ele. Folosesc dermocosmetice foarte mult, de la farmacie. De la geluri de duș și creme de corp până la pasta de dinți, la mine sunt de la farmacie. Cel mai important lucru sau lucrul de la care trebuie să înceapă întotdeauna îngrijirea pielii este demacherea. Nu m-am culcat de când mă știu niciodată machiată, dar niciodată vreodată. Nici măcar noaptea nunții. Fac un peeling săptămânal, asta e pentru mine lege. Cremele hidratante de corp nu lipsesc, am peste tot în casă. În sezonul rece am ceva mai multă grijă de tenul meu, asta înseamnă că sporesc îngrijirea datorită faptului că frigul deteriorează pielea, o crapă, o descoamează și atunci încă din toamnă încep să-mi fac mai multe scrub-uri, mai multe exfoliante. După care încep să folosesc seruri. Dacă e posibil să mă prindeți vreodată nemachiată și cu cearcăne, na, cum suntem toate până la urmă nemachiate, nu o să mă prindeți niciodată necremuită. Întotdeauna am grijă să-mi hidratez pielea foarte, foarte bine. Nu folosesc produse în exces, deși baia mea arată așa ca un, nu o să dau nume, dar ca un supermarket foarte mare, cu așa a spus o prietenă care a venit la mine în vizită. Am foarte multe produse, dar le folosesc extraordinar de puțin. Însă nu renunț niciodată la uleiul de corp, uleiul de duș, gelul de duș să fie pe bază de ulei ca să nu-mi usuce pielea și cam atât. Important este să ne hidratăm pielea. Da. Foarte important. Este esențial. Eu zic că este prioritar pentru corpul nostru să ne hidratăm în primă fază și să colectăm exact toate cele necesare pentru pielea noastră, pentru tipul nostru de piele, pentru că trebuie să folosim produse exact pentru necesitățile tenului nostru și pielii noastre. Dar cum nu toate vedetele sunt adeptele saloanelor de înfrumusețare și ale produselor cosmetice scumpe? Din păcate, ce fac eu nu-i recomandat. Uite, de exemplu, eu acum sunt machiată de la prânz de la emisiune pe care am terminat-o la 4 până la 5 și ce m-am mai vârtit, la 7 am fost aici. Deci sunt nemachiată, sunt nedemachiată de câteva ore, ceea ce nu e bine, e încărcat foarte tare tenul. De asta de câte ori am liber și n-am emisiune, nu pun absolut nimic pe față. Având în vedere că nu am acasă cadă, noi avem cabină de duș, acasă răsfățul e destul de scurt, însă am grijă să mă dau cu cremă după duș, am grijă să folosesc un șampon bun, un balsam bun, îmi fac demachierea în fiecare seară și în fiecare dimineață.